Madi și Sergiu au stat aseară destul de mult împreună cât timp au fost ușile deschise. Sergiu a urcat la ea în cameră și Madi a povestit despre relația aceea cu băiatul din Belgia, apoi despre perioada ei de depresie și cât de mult a ajutat-o mama ei. Vorbeau amândoi cum cred ei că banii ar trebui să fie puși la comun într-un cuplu și Madi a zis că ea așa crede că trebuie să cheltuiți la comun și dacă se poate să pună și ceva deoparte. Ce le place să facă? Madi a spus că îi place mult să se plimbe pe jos, la fel și Sergiu spunea că îi place să meargă în parc și Madi la fel. Că nu îi place să meargă în cluburi, a zis Madi. Dacă partenerul vrea neapărat, probabil că ar putea să facă și lucrul acesta. Mai spuneam, adică ea acasă prima dată, în prima parte a zilei, îi place să facă curat, din prima până în ultima cameră, să știe că este casa curată și apoi să își înceapă activitățile zilnice. Sergiu era chiar încântat, spunea că discuția lor a decurs de la sine, la un moment dat s-a pus și pe pat lângă Madi, păreau a fi de acord în multe puncte, spunea Madi și că îi place să facă de seara planuri pentru a doua zi și să știe ce au de făcut. A fost o discuție plăcută, părea, pentru amândoi. La finalul serii, când s-au închis ușile, Sergiu a îmbrățișat-o, la fel și Madi, și au plecat fiecare în casa lor. După ce s-au închis ușile, am văzut-o pe Madi că a stat puțin afară cu Bogdana și Bogdana a întrebat dacă ce părere are despre Sergiu și Madi a spus dacă îi place ca om, a întrebat-o Bogdana. Madi a zis, îmi place gândirea lui, nu pot să spun mai mult. Cam asta a fost concluzia lui Madi de aseară. Am văzut că a mulțumit și la cameră pentru sândăluțele pe care le-a primit și perechea de potine. Spunea Madi că vă mulțumește foarte mult, dar și-ar dori altă dată să-i trimiteți și un bilețel pentru că ar vrea să știe cine i-a trimis cadou ca să-i poată mulțumi personal. A spus Madi că vă pupă și vă ador.